Este absolut fabulos. Iisuse Hristoase. Da, asta este pe lângă Rupea. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Iar eu am o nouă distracție pe care vă recomand. O, ai o nouă distracție? E o plăcere din asta vinovată, nevinovată, nu-mi dau seama exact. Seara. Cum e. Dacă intrați voi pe calculator și scrieți facebook.com/livemap, acolo, veți găsi harta României. Pe harta României se află câte un punctuleț albastru. Fiecare punctuleț albastru reprezintă, băi, fii atentă, fiecare punctuleț albastru reprezintă un live public făcut de un om, da? Da. Deci un om care... De un om care are un cont de Facebook. Are un cont de Facebook și prin cu voia lui, exact. Da? Cu voia lui, oricine se poate uita la acel live, da? Exact. Mică mi-a fost mirarea când am văzut, băi, seara, îți jur, Ramona, sunt sute de live-uri, 97% dintre ele sunt cu oameni care, în general, nu spun nimic. Ascultă, se uită în cameră, ascultă manele și manele? Se uită. Da, 97%. Zic eu așa, după cum am eu procentele în capul meu. Statisticile făcute de tine. Da. Adică... Mai sunt după aia, cât au mai rămas? 3%? Da. Mai sunt după aia 2% care fac același lucru dar... pe populară. Pe populară. Pe muzică populară, da. Și restul de 1% sunt vrăjitoare. Cum adică vrăjitoare? E vrăjitoarea Speranța, să-i zicem. Așa? Care îți spune să trimiți SMS, să-i trimiți, sau nu, să-i scrii într-un comentariu acolo într-un comentariu, ce zodie ești, câți ani ai, bărbat, femeie, nu știu, niște din astea așa. Și ea îți spune că o să pățești sau o să ți se întâmple nu știu ce. Dar, dacă vrei mai multe detalii, să-i dai pe WhatsApp nu știu ce. Păi, bineînțeles, și acolo, dai seama că pe WhatsApp te mai agață. Detaliat. Da. Numai acolo pe WhatsApp te agață, îți dă contul, îi trimiți niște bani și după aia spune ea o poveste frumoasă, știi? Păi da. Reluăm. Da. Din 100% oameni care fac live, avem așa 97% persoane care fac live nezicând nimic pe manele, da. 2% oameni care fac live pe muzică populară și 1% vrăjitoare Speranța, care îți va ghici viitorul în funcție de zodie, nume, prenume și sex. Eu deschid acum un punctuleț. Random, da? Voi deschide, mi-e frică un pic. Hai să vedem un punctuleț pe care îl deschid eu, nu? Îți jur că asta se întâmplă în momentul ăsta într-un live, care s-a întrerupt pe lângă Zărnești. Acum mergem pe lângă Rupea. Yeah. Stai că i s-a stricat boxa. Cred că e tot quiz de mania. Este absolut fabulos. Iisuse Hristoase. Oprește. Da, asta este pe lângă Rupea. Mergem la Sibiu. Mergem, pun pe Sibiu, da? Ar trebui să descriem puțin și ceea ce se întâmplă acolo, gen personajul. Asta este un live dintr-o mașină. Omul conduce pe autostradă. Asta e Tumanea, nu? Da. Din păcate, asta... Băi, degeaba mă chinui eu cu melanin și cu sautisol pe aici și ce piese, înțelegi? Da. Piese frumoase ce mai dăm noi mai devreme. Ce am dat? Am dat... Venus. Ce vorbești, mă? Uite aici. Ia. Uite, îți deschid că s-a deschis iar ăsta de la Zărnești. Ia. Frumos, așa, frumos. Unde vreți să mă duc? Mergi, vreți să mă duc la Moldova? Nu, vreau să mergi într-o capitală, într-un oraș mai mare. Într-o capitală. Mai multe. Hai să încercăm capitala București. Băi, la capitala București ce se întâmplă? În momentul ăsta au foarte multe site-uri de știri, radio-uri și așa mai departe, au live-uri, știi? Mm-hmm. Și deci, nu vreau să... Uite, de exemplu... Cum ar fi să deschizi un site de știri să vezi că și ea ascultă manele și cite știri? Nu, uite, de exemplu, Bursa de Valori e live. București FM, poftim, e live. Nu, asta nu ne... Nu ne interesează. Păi nu, că asta nu e siropos. Exact, da. Ia să vedem, am mai deschis la Fundulea. Asta e populară. Deci la Fundulea, da? Este absolut... Brașov, mă duc pe Brașov acum. Ia du-te pe Brașov să vedem ce se întâmplă acolo. Bă nebunule! Băi, mi-e și frică. Faza e, hai să vedem, ne zice cineva la Vaslui, da? Da. Pe WhatsApp, să deschidem la Vaslui. La Vaslui, nu, nici n-au pus pe hartă Vaslui, ești nebun. Te roagă cineva să mai repeți site-ul. Este, nu e, te duci pe Facebook, poți să scrii în Google. Facebook Live Map, LIVMAP. Uite, Bacău, fii aia când mergem la Bacău. S-a deschis la Bacău un live. Ia să vedem ce se întâmplă la Bacău. Ia. Acei... Ce vorbești? Gheorgheni, vreți la Gheorgheni? Unde e asta? Asta e mai pe la... Ia, uite. Ia. Păi tu. Asta e în partea asta cu zi, cu Miercurea, Ciuc și așa mai departe, mai sus un pic. Unde vrei? Zi unde vrei, Cluj?
Cluj, hai la Cluj, da, chiar sunt interesat. Dar mi-e frică de ăștia cu vorbe, să nu-mi jure, știi? Când deschid. De asta mi-e frică. Nu, uite, la Drobeta, mergem la Drobeta, Turnul Severin. Ia. Păi aici e clar cu manea. Au și manea despre oraș. Aici e un băiețaș care se uită doar la cameră, nu zice nimic și tare mi-e frică dacă zice să nu zică vreo prostie. Mergem la, ziceți, unde să Craiova. Mergem? Uite, la Craiova nu e niciun live în momentul ăsta. Vezi, știi de ce? Pentru că sunt ocupați dimineața, se duc să-și ascută săbile. Târgu Mureș, ia. E un băiat care doar se uită la cameră, nu zice nimic. Oradea, fii atent că s-a deschis la Oradea. Ia, să vedem ce se aude. Doamne, Oradea. Băi, deci nu mai e vorba. Fiți atenți că, mamă, mă ia cu nervul ăla mare. Adică, nervul? Eu înțeleg, mă, la grătar. Mai bagi și-o mai... Bă, da, dimineața la ora 9 îi dai direct pe manele, așa? Da, nu fiecare spică... ascultă ce vrea cu țăpană. Da, mă, dar nu spică greu dimineața la prima oră? Dacă ăsta este genul tău muzical preferat, bineînțeles că l-asculti în continuu. Cum și mie în ultima vreme a început să-mi placă reggaetonul. Ia. Și mă la, ia, la Dej. Ți-am dus ciorbă. Bă, aici măcar e o populară, înțelegi? Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Efectele secundare pot include stare de bine, zâmbete, râsete, Insta stories, live pe Facebook, like and share, dă mai tare și mamă ce frumos e. Bine, pa!